Doar ca să exemplificăm, am pus în mapă situația comunicării cu primăria din ultima lună. Veți vedea că din 17 solicitări am primit răspuns la 2. De regulă noi întrebăm de mere, ei ne răspund despre pere când răspund. Luați demisiile noastre ca pe un semnal. Dacă vreți, este anunțul de cod roșu pentru termoficarea Bucureștiului. Iar acest cod roșu poate să apară oricând, dacă sistemul va fi supus acelorași presiuni venite de la grupurile de interese legitime sau ilegitime. Dacă nu există o coerență a demersului, dacă oamenii lăsați să conducă nou mandat de plin, și sunt la fiecare pas cenzurați sau blocați.